Ne-am fi dorit acest lucru, ne doream să câștigăm, dar se pare că toate echipele care vin să joace pe Eliuană își dau viața, alte echipe câștigă așa de ușor, parcă joacă singure. Dar trebuie să ne vedem în continuare de meciurile noastre, trebuie să câștigăm, pentru că avem mare nevoie de puncte. Voi aveți să vă reproșați ceva? Bineînțeles, atât timp când nu reușești să câștigi, înseamnă că ceva n-a mers bine. Dar eu cred că și arbitru de Liga 1, care când vin pe Eliuană, parcă vor să arate ceva. Ne-am măcinat, jucătorii de la Petalo Globus parcă zici că erau mărțișoare, cum cădeau jos, mi-a dat fault, dar asta este, nu avem scuze și trebuie să mergem înainte. Până la urmă ne-am împărțit punctele, am luat câte unul. A fost un meci frumos, o luptă frumoasă, cu multe ocazii și de parte și de cealaltă. Și mă bucur că a fost un punct muncit și mă bucur foarte mult că l-am luat. Avem nevoie de fiecare punct în acest campionat. Băieții de la Petrol ziceau că ar vrea să jucați la fel și cu celelalte candidate. Cu siguranță că vom juca cu toate echipele la fel. Suntem jucători profesioniști și ne dorim ca fiecare meci pe care îl jucăm să-l câștigăm, să luăm cele 3 puncte la fiecare meci și să ne salvăm de la retrogradare și cu siguranță vom face asta. Am jucat cu o ambiție foarte mare și ne-am dorit să luăm cele 3 puncte, dar atâta s-a putut și sperăm ca de la meciul următor să batem. Cu arbitru ce a zis? Că n-ai voie să stai cu el? Da, că n-am voie să stau cu tricoul acela rupt. Și am jucat așa cu alt număr? Da, am jucat cu 21, nu numărul contează. Eu trebuie să-mi fac treaba pe teren și să joc bine. Revanșați la Chindia? Da, trebuie să mergem motivați la Chindia și să luăm cele 3 puncte. Noi am jucat doar cu sufletul, cu inima, prea puțin fotbal. N-am oferit un fotbal de calitate, multă nebunie, mult haos, n-am jucat ce a trebuit. Noi am pregătit cu totul și cu totul altceva și am jucat altceva. Ok, s-a făcut o greșeală, am revenit. Pune mâna și joacă, trebuie să joci. Ca să demonstrezi că ești Petrolul Ploiești și că vrei, că ești o pretendentă clară pentru promovare, trebuie să aveți. Orice echipă care vine și joacă contra Petrolul este montată nu 100%, 200%. De aceea noi trebuie să fim 300% în momentul când jucăm, mai ales acasă. Eu chiar nu înțeleg să-ți fie teamă că joci acasă. Joci cu un public minunat în spate, ai stadion deosebit, ai toate condițiile. Dar trebuie să joci, plăcere de a juca. Astăzi îmi asum eu acest rezultat, este vina mea, nu este a jucătorilor. Probabil n-am știut să-i motivez când a ajuns ce înseamnă Petrolul Ploiești. Ce s-a întâmplat cu Brânza? S-a putut să vorbiți cu el? A fost emoții sau... Dar fără de greșeală a mai avut și degajări. Vă dați seama, când faci o asemenea greșeală la nivelul acesta, să spunem, ok, de Liga 2, de minutul 4, fără să spună presiune adversarul și tu dai cadou 1-0, vă dați seama că de acolo pentru el a fost s-a terminat jocul.
Acum va trebui să reflecteze, să aștepte. Am spus, nu trebuie să arătăm slăbiciuni. În momentul când arătăm slăbiciuni, adversarul profită. Ceea ce Metalul Globus a profitat azi. A primit un gol care, per total, un joc urât, hanost, din punctul meu de vedere. Nu asta e calitatea și nu ăsta e jocul pe care eu îl doresc la Petrolul Ploiești. De aceea, eu îmi cer scuze față de suporteri și de toți fanii petroliști.